Când spunem observații astronomice, ne gândim la acea clădire cu istorie din capitală, care este observatorul astronomic amiral Vasile Urseanu, din bulevardul Lascăr Catargiu numărul 21. Este o construcție ciudată care atrage privirile trecătorilor, acum însă neglijată, având nevoie de reparații. Observatorul astronomic amiral Vasile Urseanu, sub unitatea Muzeului Municipiului București, este o instituție muzeistică de cultură științifică destinată popularizării astronomiei și științelor exacte. Clădirea construită de amiralul Urseanu în formă de navă are, în locul cel mai înalt, destinat punctului de observație, o cupolă astronomică de 5 metri ce adăpostește o lunetă Zeiss. Luneta este de la firma Zeiss, firma care funcționează din 1800 și atunci era a doua lunetă ca mărime din țară. Diametrul lunetei 150 de mm, iar distanța focală, lungimea ei, este de 3 metri. Cea mai mare lunetă din România la ora când aceasta a fost adusă aici în 1910 era la Institutul Astronomic în Parcul Carol. Aflăm că, la data de 1 noiembrie 2005, la sediul Observatorului Astronomic Amiral Vasile Urseanu, vor avea loc festivități organizate cu prilejul împlinirii a 95 de ani de la inaugurarea acestuia. Observatorul astronomic a fost înființat, a fost ridicat de către amiralul pasionat de astronomie, amiralul Vasile Urseanu, primul conducător al primului Bric Mircea al României. Observatorul, clădirea, a fost ridicat în 1908, iar instrumentul ecuatorial din cupolă a venit în 1910. Putem spune că acest observator a fost ridicat în paralel, a fost înființat în paralel cu Institutul Astronomic din Parcul Carol. În cazul Institutului, ctitorul este Nicolae Coculescu. Acolo au rămas astronomii profesioniști pentru a face studii și cercetări, iar aici a devenit un centru al astronomiei din București. Amiralul Urseanu a construit clădirea în formă de iaht, el fiind pasionat de astronomie, orice marinar trebuie să cunoască puțin astronomie, el cunoștea mai multă, dovadă și observatorul. El a spus, mi-am construit casa în formă de iaht pentru a mă simți ca și pe vapor când, în nopțile când urmăresc stelele. Adrian Sonca ne-a spus că, din păcate, în orașele mari, mai ales Bucureștiul, obiectele slabe ca strălucire se pierd datorită polorii luminoase. Așa că ne-a arătat câteva simulări pe computer. Între timp, ne-a mai povestit câte ceva despre cel care dă numele observatorului astronomic. Mi-am construit casa în formă de iaht, având o cupolă de observator, ca în același timp, când fac observații cu luneta, să am senzația că plutesc și pe mare, spunea amiralul Urseanu. Marinarul pasionat de astronomie a dăruit semenilor săi această originală construcție capabilă să deschidă ferestrele cerului. Ridicată în primul deceniu al secolului trecut, ea se afla atunci la marginea orașului. Clădirea a fost inaugurată în toamna anului 1910.